Cum arată dragostea unui bărbat narcisist? Bună, sunt Andrada, autoarea programelor Fine Love, iar tu urmărești acum Fine Love, locul ideal unde poți afla cum poți să ai dragoste și fericire. Tema videoclipului de astăzi este o temă ca și răspuns la întrebările și comentariile voastre de la ultimul podcast. Am primit o întrebare care am văzut că a fost votată de public. Foarte multă lume a aderat la această întrebare și anume referitor la ultimul podcast pe care l-am făcut, cum să nu confunzi iubirea sănătoasă cu iubirea toxică a unui bărbat, a venit o întrebare. Mulțumesc pentru video, Andrada, te-aș ruga să dedici un podcast exclusiv bărbaților cu tulburare de personalitate narcisică. Ei bine, și am văzut că este o temă care v-a plăcut, pe care ați ales-o și de aceea vă prezint acest videoclip acum. Este foarte important să înțelegem în primul și în primul rând că fiecare om are câte o definiție personală despre iubire și ar fi ideal atunci când ne întâlnim cu cineva să știm cu adevărat care e definiția persoanei din fața noastră pentru iubire, pentru că s-ar scuti foarte multe neplăceri și foarte multe dezamăgiri și foarte multe deziluzii. În primul și în primul rând, definiția de pentru iubire pentru tine ca femeie care te afli aici și asculți acest video, e clar ca orice femeie bună de pe fața pământului că definiția ta pentru iubire înseamnă constanță, înseamnă empatie, înseamnă loialitate, bunătate, blândețe, gingășie, să-ți pese, să oferi, generozitate. Dar dacă ar fi să primești o scrisoare de la un bărbat narcisist care ar fi definiția lui pentru iubire și să știi adevărul de la un bărbat narcisist care ar fi definiția lui pentru iubire, ar fi cam următoarea. Și eu ți-am pregătit acum o scrisoare din partea unui bărbat narcisist. Sper să înțelegi metafora pe care o fac acum. Este o, dacă vrei, o scrisoare extrasă din practica mea de ani de zile, de la poveștile pe care le-am întâlnit de-a lungul anilor, de la femeile și clientele cu care lucrez eu, din experiențele lor, din experiența mea personală ca femeie, experiență de viață, din lumea înconjurătoare, pentru că, de fapt, cunoașterea vine prin practică, prin experiență și aș vrea să-ți prezint modul în care își manifestă dragostea un bărbat narcisist și dacă ți-ar scrie o scrisoare despre acest lucru. Și iată cam ce-ar scrie un narcisist despre modul în care el iubește o femeie. Draga mea, pentru mine dragostea înseamnă să primesc foarte multă validare. De aceea, la început, te voi fermeca pentru că vreau să fii leșinată după mine. Nu intenționez să-ți dau foarte mult în schimb și în câteva luni, după ce te voi cuceri și te voi face cu totul să mă dorești, o să mă plictisesc. Și când o să se întâmple asta, o să te resping cu sânge rece sau mai rău. Rare ori, după ce te voi cuceri, îți voi mai arăta empatie și numai dacă îmi convine mie și dacă nevoile mele se vor împlini și întotdeauna nevoile mele vor fi primele, nu ale tale. Pentru că sunt special și aștept ca restul lumii să recunoască că sunt o persoană specială și nu consider că regulile mie mi se aplică, așa că dacă mă iubești, nu vei pune reguli asupra mea și nu vei avea așteptări de la mine. O să am grijă de tine material și o să mă asigur că relația noastră arată bine lumii. Cam asta este dragostea pentru mine. Știu că sună foarte, foarte dur să auzi această scrisoare, ca și când ar veni din partea unui narcisist, dar asta este adevărul și este un adevăr care doare ca fierul înroșit în piept. De ce? Pentru că la început, în momentul în care te întâlnești cu un bărbat narcisist, are loc o înecare a femeii miere și anume prin faimoasa love bombing. Love bombing, ce înseamnă? Love bombing la început, ei, bărbații narcisiști, pentru că au această tendință de a fi gratificați și caută gratificare și validare permanentă, vor face tot posibilul, că explic acum această scrisoare, vor face tot posibilul ca să
te facă, ca să te facă pe tine să-l dorești foarte, foarte, foarte mult. Și atunci, ca să te facă să-l dorești foarte mult, o să aibă un arsenal de încântare, te va încânta, de o să spui că ai mers cu soarele deasupra capului. Deci la început, când te întâlnești cu un bărbat narcisic, ai senzația că mergi cu soarele deasupra capului și o să-ți spună ce femeie frumoasă ești. Asta este love bombing. O să spună ești o femeie minunată, o să te facă să te simți specială, ca să te prindă în această plasă narcisică, să te atragă, să te simți foarte bine lângă el, ca apoi să ți-l dorești foarte, foarte mult. O să spună că sex ca tine nu mai face nimeni. O să spună că ești o femeie deosebită, că nu ești un trofeu pentru el, că de fapt tu ești o femeie specială, că îl faci să simtă ceva cum n-a mai simțit nimeni niciodată, cum n-a mai simțit pentru nimeni niciodată. O să fie seducător, foarte charming, o să facă gesturi ieșite din comun, să vadă toată lumea, o să-ți aducă flori, surprize, totul instagramabil, așa, o să te cucerească în fel și chip, o să fie foarte insistent. La început e posibil să nu-ți placă și să zici, bă, nu-mi place de tipul ăsta, dar să te trezești că-ți intre pe sub piele, că-ți trimite melodii, declarații de dragoste, bună dimineața, noapte bună, deci sexul e wow, discuțiile wow, foarte smart, o să-ți cânti smart, că e intelectual, o să vezi că are bani, că de obicei lor le place puterea și au și o situație financiară foarte bună, umor, foarte mult umor, o să te facă să râzi și în momentul în care te face să râzi și vine cu toată această suită cuceritoare de seducție, o să te simți foarte bine și o să te simți foarte bine. Și când te simți foarte bine, vrei să te simți mereu foarte bine. Însă tot acest apanaj de început este ceva superficial, pentru că bărbatul narcisic este superficial, nu este capabil de adâncime, nu este capabil de constanță și nu este capabil de profunzime și de insight și de conștiința empatiei de cealaltă persoană, de reciprocitate, de doi, și are o personalitate antagonistă, o personalitate conflictuală, grandioasă. Deci nimic din ceea ce crezi tu la început prin acest love bombing nu este legat de profunzime. Este totul doar de suprafață, iar în momentul în care tu nu ai experiență, în momentul în care ești codependentă, în momentul în care ai un gol afectiv și valorizezi foarte mult iubirea ca pe ceva din afara ta și zici, vai, l-am prins pe Dumnezeu de picior, cazi în plasa narcisică și dacă o lună de zile, de exemplu, ai mers cu soarele deasupra capului, după care, după ce te-a înțepat și ai ajuns sub puterea narcisică, că ai tăinecat în borcanul cu miere și se retrage și începe distanțarea, o să vină deasupra ta uraganul Katrina, norii, o să simți că mergi cu un nor deasupra capului, pentru că o să vrei să te simți bine în continuare, o să vrei în continuare să te facă să te simți specială și nu o să te mai facă și o să începi să-l dorești, pentru că el asta a vrut de fapt. Tot acest love bombing de început este de fapt despre el, nu-i pasă de tine, nu te iubește pe tine, îi pasă de el, pentru că face toate lucrurile astea ca tu să-l iubești pe el, ca tu să-l dorești pe el, ca tu să-l vrei pe el. Și relația cu narcisic este caracterizată de extreme. La început totul e wow, extrema lui wow, este totul fabulos, după care partea a doua este extrem de dureros, de sus, de sus, de pe acel, unde te-ai pus sus, dintr-o dată te-ai dus foarte jos, ai coborât într-o extremă și totul se simte îngrozitor și nu te, ești așa, domne, nu înțeleg, dar de ce? Apare acel de ce? De ce mi-a făcut asta? Nu ți-a făcut-o cu un scop, este cine este el. Inconstanță, lipsă de profunzime, lipsă de empatie, lipsă de reciprocitate în relații, de a face raport cu cealaltă persoană, pentru că narcisicul este coordonat doar de, este condus doar de propriile lui nevoi, contează doar nevoile lui pentru el, nu și nevoile tale, și el vrea să satisfacă doar nevoile lui, nu și pe ale tale, deci este doar despre el. Și
În momentul în care ți se întâmplă asta, ai căzut în plasa narcisică, deja ți-a creat adicția, ai dependență de el. Este ca la droguri. În momentul în care ai consumat o dată, de două, de trei ori, te trezești la un moment dat că dezvolți dependență. Ai ce o dependență emoțională, pentru că ți-a intrat în receptor, în receptorul nervos, ți-a intrat în receptorul ființei tale, hormonal. Îl receptezi pe narcisic cu toată ființa ta și mai ales dacă ai golul afectiv. Simți că nu te poți stăpâni pentru că ai nevoie de drogul narcisicului, iar tu de fapt ești o hrană pentru narcisic, pentru că el se hrănește cu dependența ta pentru el, se hrănește cu plânsul tău, are putere asupra ta și pentru că se simte dorit și el își validează grandomania, își validează nevoia aceasta de gratificare permanentă, pentru că din nefericire, așa cum ți-am zis din scrisoarea narcisică, din scrisoarea unui narcisist, pentru tine asta nu este dragoste. Asta nu este dragoste, este ceea ce te blochează pentru dragoste, pentru că love bombing, plasa asta narcisică, bombardarea cu dragoste este foarte, foarte tricky, pentru că este plină de fapte superficialitate. Dragostea narcisică se simte bine și vrei să dureze. Aici e problema, că vrei să dureze. Când râzi, că dacă e foarte glumesc, când e smart, când e inteligent, când conversațiile sunt wow lângă el, când are vorbele la el, când te sună dimineața, seara, te simți foarte bine și vrei să dureze pentru totdeauna, pentru că te face să te simți bine. Iar când apar acele stegulețe roșii, totuși, că dacă stai timp înapoi după ce faci dezvoltare personală, consiliere, te duci la terapie și dai timp înapoi, îți dai seama că au fost niște red flags și te gândești, bă, dar totuși am văzut niște lucruri, cum de nu mi-am dat seama? Nu ți-ai dat seama pentru că, sau n-ai vrut să-ți dai seama, pentru că ai închis ochii și ai zis, da, uite, e ciudat la faza asta, dar uite ce băiat bun e pe de altă parte. Știi că sunt femei care se gândesc, da, a făcut gesturile astea. Uite, când eram bolnavă, a venit la mine la spital, îmi spunea cineva, a venit la mine la spital și a stat 3 zile cu mine la spital. Îmi povestea după ce, după aia se purtase îngrozitor cu ea. O altă clientă îmi spunea, dar stătea cu mine noaptea la telefon și îi păsa de cum mă simt eu și acum nu înțeleg de ce e atât de dur, de ce nu mai răspunde la telefon, de ce mă denigrează, de ce e atât nervos pe mine, pentru că poate am greșit eu. Pentru că lucrurile acelea bune de început ți blurează realitatea și te fac să crezi că poate ai greșit tu, că poate n-ai fost tu suficient de bună, pentru că te fac să minimizeze toate stegulețele astea roșii de la început datorită acestui comportament inițial atât de frumos. Și tu, pentru că nu ești narcisistă, pentru că ești o femeie bună, te pui la îndoială că zici, băi, poate l-am rănit și eu, pentru că după aceea, după ce se termină partea asta de love bombing, că ești minunată, după care începe invalidarea persoanei tale, pentru că tu începi să spui, da, nu mai ești ca la început, da, de ce ai făcut asta, da, de ce așa, și el spune, nu, eu, vai, da, ești furioasă, da, ești nedreaptă, tu, dă vina pe tine și te face să te simți prost ca să-ți inducă vinovăția, pentru că ei se hrănesc din această stare de anxietate a ta, din această vinovăția ta, pentru că au o mare putere asupra ta în momentul când ai picat sub manipularea narcisică. Deci un bărbat narcisist, când te sună atât de intens la început, nu fi măgulită, nu fi flatată, că nu o face pentru că te iubește, o face pentru că vrea să te controleze. Toate telefoanele astea de început în exces, geloziile în exces. Știu că sunt foarte multe femei care spun, vai, dar mie îmi place, că mai sunt prietene care spun, bă, dar ce stai tata vorbă cu el, dar mie îmi place. Când telefoanele sunt în exces, când este de fapt un control, un control ca să poată să te manipuleze, să aibă control asupra ta. Și apoi în momentul în care el își retrage plasa asta narcisică și tu rămâi dependentă de el, începe foarte multă anxietate, iar anxietatea aceasta care începe nu e iubire, este obsesie, încep să devii obsedată
și de fapt este un abuz emoțional. Și aș vrea să te gândești acum, care este definiția ta pentru iubire? Să te uiți la viața ta. Întotdeauna ai fost o femeie bună, ai fost o femeie constantă. Deci definiția pentru iubire înseamnă blândețe, înseamnă generozitate, înseamnă constanță, înseamnă să vrei să-l asculți pe celălalt, să ții cont de celălalt, să nu-l faci să sufere, să nu-l minimizezi, să nu-l jignești, să nu-i faci crize de furie. Înseamnă să-ți pese, de fapt, să ai grijă, pentru că relațiile bazate pe iubire adevărate sunt bazate pe grijă, pe recunoaștere, pe validare, pe consens, pe interdependență, să fie ușor. Adică eu sunt o persoană întreagă, tu ești o persoană întreagă, avem un obiectiv comun, te respect pe tine și tu mă respecti pe mine și împreună mergem către ceea ce ne dorim, respectându-ne și validându-ne reciproc. Tocmai de aceea, pentru a nu pica în relații toxice, în relații cu bărbați narcisiști, pentru a face diferența între iubirea sănătoasă și iubirea nesănătoasă a unui bărbat, programul meu de relații bărbați toxici te poate ajuta. În cadrul acestui program vei afla care sunt comportamentele iubitoare ale unui bărbat, vei afla care sunt toate comportamentele toxice și neiubitoare ale unui bărbat, cum arată iubirea adevărată, câte tipuri de bărbați există, că sunt mai multe categorii, 4 categorii de bărbați, cum arată un comportament bun, un comportament stângaci, un comportament dificil și un comportament cu adevărat toxic. Iar parcurgând acest program, vei învăța cum să faci această distinție între iubirea sănătoasă și iubirea toxică, să înțelegi de ce, care sunt triggerele tale, activările tale de ești atrasă de bărbați narcisiști și de bărbați toxici, pentru că datorită golului afectiv, și sunt foarte multe tipare acolo, te duci așa ca în brânză, te lași înecată în borcanul cu miere, bineînțeles datorită unei lipse de experiență în care vezi dragoste acolo unde nu ești, trebuie să înțelegi în ce măsură ești legată prin traumă, cum faci această legătură cu trauma și rulezi în continuare același tipar ca din traumă și confunzi iubirea asta grea, obsesivă, care de fapt nu este iubirea adevărată, cu iubirea sănătoasă. Dacă vrei să te vindeci de tiparele narcisice, de a nu mai cădea în capcana iubirii toxice, programul meu de relații bărbați toxici te poate ajuta. Găsești toate detaliile despre acest program pe site-ul meu andradadan.com la secțiunea cursuri. Îți mulțumesc că m-ai urmărit, share-a acestui videoclip, pentru că împreună ne putem ajuta, și îți aștept în continuare, mai jos, întrebările și comentariile, pentru că îmi doresc să fiu lângă tine, să te susțin în continuare cu sfaturi pentru dragoste adevărată, așa cum meriți. Mulțumesc și pe curând!